Guvernul a aprobat în ședința din 29 martie 2023 proiectul de lege privind codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor care simplifică procesele de avizare, autorizare și monitorizare în domeniile urbanismului, amenajării teritoriului și construcțiilor. Potrivit Ministrului Dezvoltării Xeche Atila, legea codifică 17 acte normative diferite în vigoare. Potrivit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în mediul rural se vor putea construi doar cu notificarea primăriei locuințe unifamiliale pentru folosința proprie cu parter fără subsol de 150 de metri pătrați pe bază de proiecte proprii întocmite de specialiști sau proiecte tip puse la dispoziție de autoritățile locale. De asemenea, cu notificarea primăriei și fără autorizație de construcție se vor putea închide balcoanele în blocuri, se vor putea construi garaje, terase acoperite, pergole sau bucătării de vară. Anunțarea efectuării lucrărilor de construcție la primărie va trebui făcută înainte de începerea executării lucrărilor. Prin completarea unui formular de notificare și anexarea unui proiect tehnic de execuție cu conținut simplificat realizat de către colective tehnice de specialitate conform particularităților proiectului, respectiv arhitecți cu drept de semnătură, ingineri constructori și de instalații, precum și alte tipuri de ingineri în domeniul construcțiilor. Ministrul Xeche Atila a anunțat că prin acest cod termenele de avizare a documentațiilor de urbanism și de autorizare a lucrărilor de construire vor fi considerabil reduse, astfel încât să nu se mai plimbe documentații de la o instituție la alta. Actul normativ reduce termenul de aprobare a planurilor urbanistice și planurilor urbanistice zonale, precum și termenul de elaborare a studiilor de fezabilitate și se creează o platformă digitală națională pentru emiterea certificatelor de urbanism a avizelor și a autorizațiilor de construire prin ghișeul unic național al construcțiilor. Pentru a se putea pune în aplicare proiectul de lege trebuie aprobat și de Parlament, promulgat de președintele Claus Iohannis și publicat în monitorul oficial.